9 grade, iar la Cernăuți 25. Astăzi vremea va fi în general instabilă cu cerul moros. Pe spații extinse după amiază se vor semnala verse însoțite de descărcări electrice și izolate de grindină. Cantitățile de apă vor atinge și depăși 20-25 de litri pe metru pătrat, izolat 40. Vântul va sufla slab la moderat cu intensivi pe timpul averselor. Indicele de confort termic, temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 în județele Vrancea și Galați. Temperaturile maxime vor oscila între 25 și 30 de grade. Acestea au fost știrile orei 12, continuă la Radio HM.